rog să fie pomenirea lor, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni viitor. Amin. Doamnelor și domnilor, ziua de 25 octombrie, ziua în care, în urmă cu 73 de ani, țara noastră și-a recăpătat libertatea prin jertfă și abnegația armatei române, rămâne înscris în sufletul poporului nostru drept unul dintre perlele definitorii al istoriei naționale. Astăzi îi sărbătorim pe toți cei care poartă uniforma armatei române, precum și instituția pe care aceștia o reprezintă, prin angajamentele asumate cu onoare și devotament. Armata este unul dintre cei mai importanti indicatori ai moralității unei națiuni, iar armata noastră nu s-a dezis niciodată, bucurându-se de încrederea populației și contribuind decisiv la o controlare imagine pozitivă a României. Dincolo de granițe, prin seriozitate și profesionalismul de care a dat dovadă. În această zi istorică, mă întâlnim cu recunoștință în fața tuturor celor care s-au jertfit pentru idealurile noastre de libertate și independență, aducând deopotrivă un omagiu tuturor acelor care duc mai departe cu devotament lupta pentru apărarea acestui ideal. Comandant, stimați militari, doamnelor și domnilor, la 25 octombrie 1944, armata română reușea eliberarea ultimei palme de pământ românesc, ce fusese smulsă din trupul patriei împreună cu Transilvania prin tratatul de la Viena. Spiritul de sacrificiu exemplar, calitățile excepționale ale soldaților și ofițerilor armatei române au dus la înfăptuirea unui memorabil act istoric de reîntregire definitoriu pentru națiunea română. De aceea, ziua de 25 octombrie rămâne o dată de referință pentru oamenii de arme și pentru poporul român. În această zi ne amintim și ne aducem tributul de recunoștință și veșnică admirație tuturor acelora care, trecuți în neființă pe altarul patriei, încununați de laurii cuveniți eroilor, veghează cu sufletele lor curate drumul de azi al militarilor români spre noile izbânzi ale prezentului și ale viitorului. Avem datoria să ne înclinăm cu respect în fața sacrificiilor și faptelor de armă ale eroilor și să le aducem un pios omagiu peste istorie. Datorită profesionalismului și parcursului său impresionant în istorie, când a reprezentat cel mai important pilon al societății, armata română se regăsește dintotdeauna pe cea mai înaltă treaptă a încrederii poporului român. Mai mult decât atât, astăzi armata contribuie decisiv la recunoașterea importanței României în afara granițelor, unde dovedește aceeași înaltă seriozitate, curaj și pregătire. Pe teatrele de război internaționale, ca și în țară, soldații și ofițerii români demonstrează continuu că sunt la înălțimea misiunilor încredințate. Doamnelor și domnilor, doresc de ziua Armatei Române să urez în numele meu și al membrilor Colegiului Prefectural aflați astăzi alături de mine, la mulți ani tuturor militarilor și să-i felicit pentru dăruirea și curajul cu care își îndeplinesc datoria în spiritul eroilor înaintași. La mulți ani Armatei Române! Vă mulțumesc!